Salut! Astăzi vorbim despre ultimele propuneri de dividende de pe bursa locală, dar și despre noutățile de pe piețele externe. Să începem! Acum câteva săptămâni vorbeam despre posibilitatea ca Banca Transilvania să nu distribuie dividende cash în acest an, după achiziția OTP Bank România. Ei bine, Banca Transilvania a propus distribuirea a 1 miliard de lei sub formă de dividende, cu un dividend pe acțiune de 1,25 de lei, care oferă un randament de aproape 5%. În plus, Banca Transilvania a anunțat și o majorare de capital în valoare de 1,2 miliarde de lei, prin care va emite 14 acțiuni gratuite pentru fiecare 100 de acțiuni deținute la data de înregistrare. Banca Transilvania prognozează pentru acest an o creștere cu 20% a profitului și investiții în valoare de aproximativ 643 de milioane de lei. Miercuri a apărut unul dintre cele mai așteptate comunicate din ultimele luni. Hidroelectrica propune primul dividend în calitate de companie listată. Valoarea totală a dividendelor ce ar urma să fie distribuite este de 6,3 miliarde de lei, rezultând un dividend unitar de 13,99 de lei, care oferă un randament de 11%. Un alt dividend cu randament generos, de aproximativ 11%, a fost propus de fondul Proprietatea, care intenționează pe lângă asta să-și diminueze rezerva legală cu peste 270 de milioane de lei în două etape. O mică surpriză a venit din partea Romgaz, o companie care de obicei era generoasă cu distribuirea de dividende. Pentru acest an, Romgaz a propus două variante de distribuire pentru aprobarea NAGA. În prima variantă ar fi vorba de 50% din profitul de anul trecut, plus o parte din rezultatul reportat, acest dividend oferind un randament de aproximativ 6%. A doua variantă propusă reprezintă o sumă echivalentă cu 20% din profitul net înregistrat anul trecut de către companie, oferind un dividend cu randament cu puțin peste 2%. Compania motivează această rată de redusă de distribuire cu nevoia de capital pentru investiții, care sunt prognozate la 4,7 miliarde de lei în acest an. Printre companiile care au mai propus dividende în această săptămână se numără One United, Ages, Sfera, Aquila, Transelectrica sau Turbomecanică. Un raport al dividendelor propuse până acum de către companii poate fi consultat pe site-ul nostru. Se observă pe bursa locală că toate aceste așteptări pentru propunerile de dividend au susținut evoluția pieței, și e posibil ca această evoluție să continue și cel puțin până în apropierea datelor de înregistrare. Trecând pe plan extern, principala știre din ultimele zile o reprezintă prăbușirea podului din portul Baltimore, care afectează principalii transportatori navali din Statele Unite, care sunt nevoiți să caute rute alternative pentru transportul mărfurilor. Apple a anunțat că va ține conferința anuală obișnuită în luna iunie acestui an, conferință în care compania este așteptată să-și prezinte strategia referitoare la AI și eventuale produse bazate pe AI pe care ar urma să le lanseze. Datele pentru luna februarie arată că Apple continuă să sufere în zona Asiei, vânzările de iPhone scăzând cu 33% în China față de aceeași perioadă anului trecut, pe măsură ce concurența venită din partea Huawei se dovedește a fi tot mai puternică în această regiune. O veste bună pentru comercianți și consumatorii finale a venit din partea Visa și Mastercard, care au ajuns la o înțelegere cu privire la limitarea comisioanelor și a unor rate de conversie aferente cardurilor de debit și de credit. Comercianții vor avea astfel o mai mare libertate să ofere diferite discounturi clienților. Trecem la Boeing, acolo unde s-au anunțat schimbări majore la nivel de conducere. CEO-ul companiei, Dave Calhoun, ar urma să renunțe la funcție la finalul acestui an, în timp ce președintele Consiliului de Administrație a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat. Schimbările vin ca urmare a incidentelor și problemelor tot mai dese apărute în cazul aeronavilor Boeing, care au pus serios la îndoială calitatea și siguranța cu care acestea sunt construite. După anunțul Fed de săptămâna trecută, piețele au avut un boost de creștere, însă au urmat câteva zile cu scăderi. Totuși, bursele americane și-au mai revenit miercuri și au reușit să atingă noi maxime. Astăzi și luni, majoritatea burselor internaționale vor fi închise, odată cu sărbătorile pascale catolice. Deși activitatea de tranzacționare poate fi mai redusă în aceste zile, astăzi este ultima zi de tranzacționare din lună și din trimestru, motiv pentru care e posibil să vedem o volatilitate mai ridicată, mai ales pe final de ședință. Totodată, pe bursa locală, vor avea loc niște modificări ale pașilor de preț pentru mai multe dintre simbolurile listate, început cu 1 aprilie, fapt pentru care toate ordinele open vor fi anulate la finalul ședinței de tranzacționare de azi. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Nu uitați să dați like, share și subscribe, dar nu în ultimul rând să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent!